Salut prieteni, eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre pasărea rinocer. Păsările rinocer alcătuiesc o familie cu aproximativ 50 de specii de păsări, răspândite în Africa, la sud de Sahara, arhipelagul Malaiez și Asia de Sud. Fac parte din familia Bucerotidae. Poartă denumirea științifică Buceros rinocerus. Numele provine din latinescul becerus, care înseamnă coarneca ale unui bou. Acesta provine din greaca veche, bucheros, unde bous înseamnă bou și cheros înseamnă corn. A fost descrisă prima dată de naturalistul Linnaeus în anul 1758. Se remarcă prin ciocul mare și prin creasta lor specială. În funcție de specie, păsările rinocer pot avea unul sau două coarne. Ciocul reprezintă o formațiune puternică, îndoită și turtită lateral și este prevăzută la bază în majoritatea cazurilor cu excrescențe osoase de diferite forme. Capul este relativ mic, ochii sunt mari, înconjurați de gene rigide, iar gâtul este destul de lung. De obicei, păsările rinocer au picioarele scurte. Penajul are întotdeauna culori sumbre, negru, cenușiu, cafeniu, cu mai mult sau mai puțin alb. Culoarea ciocului este diferită de la specie la specie, galben, portocaliu, roșu sau chiar negru. Este considerată pasărea națională a Malaeziei și este prezentă pe bagnota de 5 ringgit malaezieni. Este întâlnită în pădurile tropicale și subtropicale până la înălțimi de 1400 de metri. Este o pasăre arboricolă mare, atingând lungimi de 125 de centimetri și o greutate de 3 kg. Masculii sunt întotdeauna mai mari decât femelele. Penajul este predominant negru, cu picioare albe și o coadă albă cu o bandă neagră. Păsările rinocer au devenit cunoscute datorită ciocului turtit deosebit de mare, care este curbat în jos, iar deasupra mandibulei superioare au o creastă osoasă de forme diferite. Păsările folosesc ciocul ca și papagalii ca ajutor la cățărat. Ochii sunt prevăzuți cu un fel de gene, foarte rar întâlnit la păsări. Aripile sunt scurte, zborul este greoi și stângaci. Anvergura aripilor poate ajunge până la 1,8 metri. Femela face două ouă de dimensiunea ouălor de găină pe care le clocește timp de 84 de zile. Un singur pui va fi crescut, celălalt va fi eliminat. Foarte interesant este modul în care perechea își construiește cuibul în vederea clocitului. Masculul își zidește femela atunci când aceasta depune ouăle. Cuibul este făcut într-o scorbură de copac, iar masculul aduce material de construcție care constă în pământ uscat amestecat cu salivă. Cei doi construiesc un perete în fața scorburii, care se cimentează după uscare. Femela este zidită în interior, singura legătură cu exteriorul făcându-se printr-o fantă prin care este hrănită de către mascul pe tot parcursul clocitului. Scopul acestor măsuri de siguranță este de a apăra familia de maimuțe, șerpi sau alte animale cățărătoare. Puii se nasc fără creastă osoasă pe cioc, ei ajungând după mai mulți ani la maturitate. Culoarea ciocului se datorează unui ulei secretat de o glandă situată aproape de rect, cu rolul de a curăța penele păsării. Aripile sunt destul de scurte și rotunjite, iar picioarele nu sunt foarte lungi, au câte 3 degete prevăzute cu gheare tari și puternice. În timpul zborului, bătaia aripilor scoate un fâșit puternic. La masculi, irisul ochilor este roșu-maroniu, iar la femele este alb. Hrana sa constă din fructe, preferă mai ales smochinele, dar vânează și mici mamifere, păsări, reptile și amfibieni. Apucă fructul sau prada cu vârful ciocului, apoi acestea ajung în esofag printr-o mișcare a capului în sus și înspre spate. Când prinde o pradă mai mare, o sfărâmă în bucăți cu ciocul, o bate de o creangă și apoi o înghite. Păsările rinocer ajung la maturitatea sexuală la aproximativ 4 ani. Este o specie nemigratoare. În captivitate poate trăi până la 35 de ani, iar în sălbăticie poate ajunge chiar la 40 de ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!